Iată o frază pe care cel mai probabil dacii ar fi înțeles-o sau cel puțin ar fi înțeles mare parte din ea. Aldanes geras dava baidas auras aldai almeti cur acmones carpant, amalas puti preapos, alba berza antas dinai staveti. O să vă dau și posibilă traducere ceva mai încolo pentru că înainte vreau să vă explic cum s-a ajuns la acest gen de reconstrucții. În ultima vreme și istoriografia, și lingvistica, și arheologia au făcut ceva progrese și deși nu putem reconstitui limbile vorbite în Tracia, Iliria sau Dacia, iată că putem face câteva încercări și putem propune câteva cuvinte și chiar propoziții ca fiind tracice Dacice sau ilire. Principalele surse sunt toponimele și hidronimele antice, dar și numele proprii, adică numele de orașe, de ape și de oameni, pentru că toate aceste nume însemnau ceva în limbile în care s-au născut, așa cum Gheorghe înseamnă lucrător al pământului, Vasile înseamnă împărat, Andrei înseamnă bărbat și Andreea bărbată, îmi pare rău, dar nu m-am putut abține, Teodor înseamnă darul lui Dumnezeu, și așa mai departe, Asta toate sunt în greacă, dacă le luăm pe cele din slavă, Radu înseamnă bucurie, Bogdan este echivalentul lui Teodor, înseamnă tot darul lui Dumnezeu, dar în slavonă, Vlad înseamnă conducător, și așa mai departe. Deci și în Antichitate, numele precum... Decebalos, Scorilo, Cotiso, Diurpaneus, Duras, Deceneus, Burebista și așa mai departe, cu siguranță însemnau și ele ceva la origine în limba sau în limbile în care s-au născut. Deci o parte din cunoștințele de limbă dacă ne vin prin intermediul acestor antroponime, dar și prin denumirile de localități dincolo de acea terminație DAVA specifică spațiului dacic, la fel cum terminațiile BRIA, PARA și BRIZA sunt specifice anumitor arealuri din spațiul tracic de la sud de Dunăre și pe baza lor din viști sunt de acord că ele reprezintă tot atâtea dialecte sau limbi, adică acolo unde avem localități cu terminația DAVA se vorbea limba dacilor, iar unde avem cu para, bria și briza, nu mai știu exact care dintre ele, unele identificau limba cobrizilor, un trib tracic, iar celelalte două alte idiomuri și alte triburi tracice. Ca o paranteză, Dava nu s-a transmis în nicio limbă indo-europeană, în română nu înseamnă absolut nimic, dar în limbile curzilor, Davar înseamnă perete sau zid. Deci dava, dacă mergem pe această etimologie, până la urmă, perfect logică, fie prin influența scitică asupra spațiului dacic, așa cum am spus într-un alt episod, sciții vorbeau limbi iranice, limbile idiomurile curzilor sunt de asemenea iranice, deci e posibil să fi luat dava pe această filieră iranică. Cum la fel e foarte posibil ca dava să fi fost de fapt cuvânt comun desprins din trunchiul indo-european, dacii, tracii, la fel ca balticii și slavi și iranicii, aparțineau familiei indo-europene satem, diferită de cea în care se afla limba latină, de fapt mai toate limbile italice, limbile germanice și cele celtice. Acestea aparțineau grupului Centum. În fine, nu mai intru în detalii de astea dar iată că Dava este posibil să fi însemnat loc împrejmuit sau zidit. Și m-a apucat să vă spun că dincolo de această generică Dava avem două toponime foarte interesante despre care, spre deosebire de restul de Napoca, Drobeta, Apulum și așa mai departe, în cazul lor este posibil să știm ce însemnau. Primul dintre ele este Germisara, numele unui castru roman, numai că roman era doar castru, nu și numele. Numele se pare că era dacic. Și prin analogie cu limba greacă, germisara, germe, pare să fie același lucru cu terme, adică cald sau fierbinte, pentru că în apropiere de germisara este ceea ce azi numim „George Băi, niște izvoare termale cunoscute încă din antichitate. Deci foarte plauzibil ca germe dacic să fie înrudit cu grecescul terme, cald. Și dacă mergem cu imaginația un pic mai departe, germi sara ar trebui să fie apă caldă. Deci sara în limba dacilor ar trebui să însemne apă. Însă pe baza unui alt toponim, Axiupa, Axiopolis, alți lingviști sunt de părere că upa ar fi însemnat apă sau râu într-o limbă tracică sau dacică, pe când alții spun că, de fapt, limba acestui toponim ar fi scitică. Și, în fine, vine și un alt grup în care spune că Axiupa nu a existat, ci este o corupere a grecescului Axiopolis, unde Axi era sau nu era același lucru cu râul Vardar, denumit în antichitate Axios, pus în legătură iarăși cu iranicul Asi, care ar fi însemnat negru. Aici nu știu dacă ați înțeles mare lucru pentru că sunt foarte multe supoziții, motiv pentru care eu personal sunt oarecum sceptic cu acest Axiopolis dacă Axiupa însemna apă neagră, așa cum propun unii. Un alt argument în favoarea acestei interpretări este și numele localității Cernavodă, care, zic ei, nu este altceva decât traducerea în bulgară a vechiului toponim Axiupa pentru că cernavodă în limba bulgară, în limba slavă, înseamnă apă neagră. Numai că cernavodă nu este chiar pe locul anticului Axiopolis. Deci, practic, vorbim de un șir lung de supoziții care ridică serioase semne de întrebare cu privire la rezultatul final. Deci, poate Axiopolis era sau nu era Axiupa, însă, mult mai plauzibil mi se pare, mult mai plauzibilă mi se pare varianta cu germisara apă caldă. Sara cu interpretarea de apă mai poate fi identificat în numele râului Sargeția, unde Decebal și-ar fi îngropat comoara, dar și în toponimul capitalei dacice, Sarmisegetuza. În fine, o sursă importantă de cuvinte dacice care au parvenit până la noi sunt listele de plante întocmite în antichitate și puse pe seama limbilor Dacomoesice. O primă sursă și foarte importantă este lista de plante a lui Dioscoride, un medic și botanist grec, care în secolul I după Hristos, cu puțin înainte de cu cererea Daciei de către Decebal, compune o lucrare în care înșiră o serie de plante și cu presupusa denumirea lor în limba dacilor. Sunt mai multe astfel de liste, însă asta lui Dioscoride este cea mai aproape de adevăr pentru că scrie în perioada când dacii erau o realitate, limba lor era vorbită, era, nu murise încă, și în plus restul listelor care pretind a era cuvinte dacice să fie copiate după lista lui Dioscoride și de-a lungul timpului s-au strecurat anumite inadvertențe. Dar ca să nu mai lungeți vorba, conform acestor liste, dacii spuneau bles la știr, cer, cer la brândușe de toamnă, Budala la limba boului, ca o paranteză putem deduce de aici că bu se zicea la bou. Nu trebuie să ne surprindă asemănările în cazul anumitor cuvinte între mai multe limbi indo-europene. Și în ziua de astăzi, mater rusesc este destul de similar cu echivalentul latin al cuvântului, cu englezescul mother, cu germanul Mutter și așa mai departe. La fel, brat Brother, Bruder. Până la urmă, familia lingvistică indo-europeană este și a fost o realitate. Dar să continuăm cu lista de plante medicinale în limba dacilor. Dachina ziceau daci la napi, iar după alții la sfeclă. Polpu la mărar, din la urzică, ca o paranteză în limba română. Urzică vine clar din latină și nu de la din în latină se spunea urdica, dar avem în această listă și câteva cuvinte care, mă rog, câteva denumiri de plante care se pare s-au transmis în română din această limbă a dacilor. Sky de la schiare, brusture de la riborasta. Restul sunt problematice, deși s-a încercat derivarea lui mazăre de la mozula și, sau mizela, numai că Mozula și Mizela în original în aceste liste sunt date ca denumirea pentru Cimbru și nici de cum pentru Mazare. Restul denumirilor, presupunând că sunt corecte, presupunând că autorii antici nu au comis greșeli, ceea ce nu e deloc sigur, nu s-au transmis în limba română. Dar listele sunt importante pentru studiile, pentru cercetările viitoare în ceea ce privește descifrarea limbilor. Dacice sau limbi dacice, iarăși nu știm dacă era o limbă unitară sau erau idiomuri asemănătoare. Nu știm ce limbi se vorbeau în Dacia. Putem doar presupune, putem face anumite speculații, repet pe baza toponimelor, acele terminații dava. Dar la fel e destul de clar că pentru acea vreme, pe un spațiu atât de întins din Carpați până în Balcani, e imposibil să presupunem că se vorbea o singură limbă. Chiar grecii aveau două, trei dialecte: ionic, ahaic, doric, probabil macedonean și așa mai departe. Deci, și spațiul tracogetic, tracogetodacic, cum vreți, cu siguranță că era împărțit în mai multe limbi. Iar una din aceste limbi, în special din zona centrală a Bulgariei de astăzi. Ne-a lăsat câteva inscripții, nu foarte multe, vreo trei, două pe niște inele și una pe un bloc de piatră. Inscripțiile le-au lăsat cu litere grecești, dar cuvintele sunt clar dintr-o limbă tracică. Motiv pentru care nu au fost traduse, nu pot fi înțelese. Lingviștii și bulgari și români au făcut câteva speculații, câteva traduceri ipotetice, dar niciuna, bineînțeles, nu este sigură. Însă, cuvintele fiind scrise în alfabet grec, un alfabet foarte cunoscut, se pot citi, dar nu se pot înțelege. Ne uităm la ele ca vițelul la poarta nouă. Una din cele mai clare și mai lungi inscripții este cea de pe inelul de aur descoperit la Ezerevo, în Bulgaria. Un inel de aur foarte frumos, probabil al unui regi, al unui nobil trac, pe care sunt scrise următoarele cuvinte. Rolisteneas, Nerenea, Tiltean, Iesco, Arazea, Domean, Tilezupta, Mie era Zelta. Din păcate, anticii când scriau nu respectau regulile pe care le folosim noi astăzi. Nu despărțeau cuvintele, de multe ori le scriau împreunate, o propoziție întreagă putea fi legată, nu foloseau reguli de punctuație, prin urmare nu știm această înșiruire de litere unde se termina un cuvânt, unde începea celălalt, cum trebuie să le despărțim, habar nu avem. Dar, așa cum spuneam, ipoteze, teorii poate emite oricine și iată și o posibilă interpretare dată de un lingvist și un istoric bulgar, Dimitar Decev, dacă nu mă înșel, conform căuia pe acest inel ar fi scris Eu sunt Rolisteneas, urmașa lui Nereas, Tilezupta, o femeie araziană, m-a adus pe pământ sau pe lume. Toți cei care încearcă să descifreze această inscripție sunt de părere că Rolis sau Rolisteneas este un nume propriu, pentru că avem forma o Roles, Roles, întâlnită și în alte surse antice. Deci Roles, Rolis ar fi fost un nume tragic care, iată, poate fi pus în legătură cu slavul Orlov, vultur. Roles, Oroles, Orlov ar fi însemnând același lucru. Vă spuneam că în afară de acest inel, mai sunt două inscripții în limba tracică, una pe piatră descoperită la Cholmen, tot în Bulgaria, și una tot pe un inel descoperit la Duvanli, ambele datate în secolele 5-6 înainte de Hristos. Inscripția pe piatră de la Kjolmen este foarte problematică, plină de consoane, aproape imposibil de citit. Posibil să fi fost multe prescurtări și să nu avem toate datele problemei și atunci o încercare de traducere acesteia este pur și simplu imposibilă, deși s-au făcut astfel de încercări dar ele merg pe modificarea literelor originale, motivând diferite greșeli de grafie. Mult mai simplă este inscripția de pe inelul de la Dumvalii, unde se mai pot citi doar trei cuvinte, și anume Euzie Dele Mezenai. Mezenai se pare a fi pus în legătură cu cuvântul ilir, menzanas, care înseamnă cai sau mânj. De asemenea, cuvântul mez în măz, de fapt, în albaneză și mânz în română sunt de asemenea considerate cuvinte de substrat, deci din limbile tracodacice, dacă vreți. Această interpretare a lui mezenai ca mânz este întărită și de gravura de pe inel, care într-adevăr înfățișează un cal. Deci posibil ca în limba tracilor, într-una din limbile tracilor, mezenai să fie mânz și în română și în această limbă, din care cu siguranță iată au supraviețuit cuvinte și în limba noastră, probabil și în limba bulgarilor și în alte limbi balcanice, ca să nu mai vorbim de albaneză, care, după toate considerentele până la urmă, este de fapt o limbă paleobalcanică pre-romană. Acum teoriile sunt diverse, unii o consideră de factură ilirică, puțin probabil, iar alții o consideră de factură tracică, ba chiar dacică, fiind acceptat cam de majoritatea istoricilor că albanezii se formează undeva mai la nord decât locul unde îi găsim astăzi, posibil în spațiul, actualul spațiu românesc, din triburile dacice neasimilate, nelatinizate, de unde au coborât treptat. Dar iată că nici limba albaneză nu ne ajută foarte mult să descifrăm aceste inscripții, decât parțial câte un cuvânt aici, colea. Deci, despre limbile tracice știm câte ceva, dar nu suficient cât să putem reconstitui aceste limbi. Despre cea dacică știm încă și mai puține, pentru că, din păcate, nu avem inscripții în limba dacică. Una singură este considerată de unii a fi în limba dacică, dar argumentul este demontat de alții, care spun că de fapt ar fi în limba latină, este vorba de celebra Decebalus per Scorilo. Dacă ar fi în limba dacilor, ar trebui, sau asta e propunerea unora dintre lingviști, Decebal fiului Scorilo, Per este pus în legătură cu scito iranianul pur, care înseamnă copil, derivat ca și latinescu puer dintr-un trunchi indo-european comun. Alții spun că pur și simplu era în latină și înseamnă decebal pentru scorilo. Inscripții în spațiul dacic mai sunt două, trei, dar sunt în limba greacă. Basileus Tiamarcos înseamnă pur și simplu regele Tiamarcos, fără prea multe detalii. Poate cine știe, cercetările ulterioare vor scoate la iveală mai multe astfel de inscripții, unele în dacii, că sperăm în limba dacilor, ci de ce nu un echivalent local al pietrei de la rozeta. Asta ar fi excelent și ne-ar putea ajuta să descifrăm în sfârșit limba dacilor sau a tracilor, sau a ilirilor, depinde unde s-ar face o astfel de, de descoperire. Pentru cei care nu știu, piatra de la rozeta a fost descoperită în Egipt de expediția lui Napoleon Bonaparte și pe baza ei s-au putut descifra hieroglifele, pentru că ce era această piatră era același text pus în trei variante, în trei traduceri. Limba, una din aceste traduceri era în limba greacă, limba cunoscută, așa cum spuneam, și atunci pe baza ei s-a putut descifra tot sistemul de hieroglife de scriere antică egipteană. La fel persanii au mai lăsat astfel de pietre în care același text era tradus într-o limbă antică necunoscută și în limbi cunoscute și pe baza, pe baza unor astfel de inscripții s-au putut descifra, s-au putut reconstitui anumite limbi antice din Orientul Mijlociu. Până atunci ne limităm la, atât cât cunoaștem astăzi, la reconstrucții bazate pe toponime, bazate pe analogii Așa cum este și cea pe care v-am citit-o la începutul materialului, și pe care v-am promis că o prezint cu tot cu traducere. Să știți că reconstrucția nu mi-aparține, a am găsit-o și eu pe internet la rândul meu, și se bazează, așa cum spuneam, pe paralele din toponimie, din listele de plante, dar și pe analogia cu unele limbi presupuse a fi mai înrudite cu limba dacilor. Așadar, Aldanes geras dava asti, baida sauras aldai almetii cur acmones carpant, Amalastamtar tar puti preapos, alba berza antas dina staveti. Aldanes este o cetate bună, o apă sărată din mlaștină curge când stâncile se sparg. Vâscul crește lângă râu, un pom alb se află acolo posibil ca această frază să fie cea mai apropiată de limba dacilor care a răsunat în ultimii 2000 de ani. Prin secolul IV după Hristos avem informația despre tribul besilor care încă ar fi avut o limbă aparte, tracică. Misionarii creștini au adus creștinismul acestui trib și se pare că au făcut-o în limba tracică, în limba besilor. Informația o avem de la Paulin de Nola, un poet creștin, care îl laudă pe Sfântul Nicetas de Remesiana pentru succesul lui în creștinarea besilor. Nu este clar însă din textul lui Paulin de Nola dacă Sfântul Nicetas i-a creștinat pe besi predicând în limba lor sau traducând Biblia în limba lor textul poate fi interpretat în ambele, în ambele, sensuri. Și de la această interpretare generoasă că ar fi existat o Biblie scrisă în limba besilor, a apărut încă din antichitate ideea de Biblia Besica. Din păcate, până în ziua de azi nu s-a găsit surse sau fragmente din așa zisa Biblia Besilor, încât mulți sunt de părere că de fapt nici nu a existat. De asemenea, e de presupus că besii aceștia din secolul 4-5 după Hristos nu erau neapărat vechiul trib tracic al besilor, ci era o populație dacotracică neromanizată. Cel mai probabil, istoricii și lingviștii sunt de părere că prin acești besi din secolul 3-4 trebuie de fapt să înțelegem pe strămoșii albanezilor. O teorie foarte plauzibilă, așa cum spuneam, albaneza e una din uh, moștenitoarele directe, dacă putem spune așa, a limbilor paleobalcanice de dinainte de romanizare. Repet, ar fi minunat să se descopere mai multe texte în limbile tracodacice și ilire, de ce nu, și într-un final să putem reconstitui aceste limbi, cel puțin în aceeași măsură în care s-a reconstituit limba vechilor celți, sau limba goților, de exemplu. Acelea s-au putut reconstitui tocmai pentru că există suficiente scrieri și inscripții în acele limbi, și astfel majoritatea cuvintelor au putut fi recuperate, ca și modul de formare a propozițiilor, ca și, ca și regulile gramaticale, etc. Până atunci, însă, trebuie să ne mulțumim cu ce avem, e foarte puțin, dar suficient de mult cât să fie clar că. Vorbim totuși de niște limbi apropiate mai mult de limbile baltice decât de limbile din vest, de celtice și de italice. Cam asta a fost pentru astăzi. Dacă considerați că mai trebuia adăugat ceva, dacă aveți alte opinii, anumite observații, folosiți cu încredere secțiunea de comentarii. La revedere și să ne auzim cu bine!